astăzi, dragi prieteni grădinari, vom vedea cum au evoluat răsadurile pe care le-am pus fix acum 6 săptămâni, după ce am recoltat o parte din producție, mazăre, bob, ceapă, usturoi, morcov, cartofi. Le-am plantat, le-am semănat în speranța că le vom recolta la toamnă. Iată, e sfârșitul verii, începutul toamnei, avem ceva de recoltat, vom vedea împreună. Vom vedea de asemenea și ce lucrări mai sunt de făcut acum, la începutul toamnei. Haideți deci cu mine în vizită de lucru. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Aici, în prima ladă, florile nu lipsesc niciodată. Dar iată cum au evoluat răsadurile. Pătrunjelul, știți că l-am pus din răsad? O să pun pe parcurs și fotografii cu modul în care arătau ele atunci când le-am plantat. Deci pătrunjelul e tocmai bun de cules. Mereu iau frunzulițe și le pun la mâncare. Mai facem și câte o salată de pătrunjel. V-am spus rețeta și o să las toate linkurile în descriere ca să vă puteți uita acolo. Iată și prazul. E crescut frumos și are timp să se mai facă septembrie, octombrie, fără probleme, chiar și prin noiembrie, așa, dacă nu vine vreo zăpadă. De mangold, ce să spun? E superb. Are niște culori anul ăsta atât de vii, cum parcă niciodată n-a avut. Și nu mai zic ce tulpini are. Deci este extraordinar. Uitați aici, ce tulpini frumoase, ce culori, superbe, superbe. Bineînțeles că am făcut drob, am mâncat și cu omletă, se hrănesc și găinile din el, că atât de mult le place că e crocant. Și toate frunzele mai îmbrătrânite le dau lor, da? Îl culeg din când în când și pentru că am și sistem de picurare aici în ladă, le-am dat și apă, destul de multă, pentru că se vedeau ofilite pe timpul zilei când a fost arșiță, dar dacă le dau apă dimineața de vreme, le merge bine. Rucola a fost foarte frumoasă un timp. Chiar mă bucur că este acea rucola cu frunzulițe care seamănă cu cele de la magazin. Nu cresc foarte mari și am tot luat din ele. Acum am lăsat, chiar vreau să recoltez sămânță, dacă s-ar putea. Și dacă mă lasă puricele astea al cruciferelor să văd și semințe, dar nu știu ce șanse sunt. Salatele, nu mai zic că au răsărit și au crescut, uite, ca nebunele, așa. Le-a plăcut grozav vremea călduroasă și apa pe care le-am oferit-o. Asta este salata iceberg. Aici este un andivan, ceva semințe nemțești, așa cum v-am spus. S-au dezvoltat foarte frumos. Ridichile, am tot mâncat din ele, ce să vă spun. Niște ridichi uriașe. Ce este cel mai important când cultivăm ceva este să ne uităm pe plic când este perioada ideală de semănat și care e perioada cea mai bună pentru cultivare, ca să avem și rezultate. Aici din nou câteva fire de praz și sfecla roșie. Sfecla roșie pe care, dacă vă amintiți, am plantat-o din răsad, cumpărat. Nu-i dădeam mari speranțe, dar s-a prins atât de bine. Și uitați câtă rădăcină acolo, da? Cred că o să fie imensă. Dacă o mai las mult, crește cât capul meu. Da? Iar aici am câteva fire de varză kale. Nu foarte multe. Au răsărit frumos. Le-a cam ciopârțit puricele astea al cruciferelor. Încă n-am găsit o soluție să scap de el. Cimbrul. Am mai luat din el când am făcut sucul de roșii. Dacă știți, eu sucul de roșii îl fac aromatizat cu busuioc și cimbru și vă invit să vedeți rețeta mea, că e foarte practică și ușor de aplicat. Îl tai acum pe tot și îl pun la uscat și aici voi repica câteva fire de varză kale ca să aibă loc să se dezvolte mai bine. Să vedem în lada a doua, e o cultură mai interesantă și deosebită și pentru noi în locul ăsta. Aici am avut bob. Am recoltat bobul și am lăsat rădăcinile în sol, iar în locul lui, pe mijloc, am tras toate furtunele de picurare pe mijloc și am pus răsaduri de cartof dulce. Așa arată cartoful dulce.
Este un test pentru mine. A fost destul de târziu momentul în care l-am plantat, acest răsad, și nu știu dacă mai are timp să facă ceva, pentru că în anii trecuți în care am mai pus cartofi dulce, pe vremea asta era deja înflorit, înflorește exact ca zorelele, pentru că este din familia zorelelor, dar după cum se vede treaba, nu este în acel stadiu de dezvoltare, deci nici în pământ n-o fi mare lucru și va mai fi mult până la recoltă, dacă va fi o recoltă. Mai țineți minte fasolea pe care am plantat-o din răsad? După ce am scos ceapa de aici, v-am arătat cum am făcut răsadul și l-am plantat aici. Ia uitați fasolea. E tocmai bună de cules. E una dintre treburile de azi, așa că nu mai stau pe gânduri și mă apuc să o culeg. Decât să îmbătrânească, prefer să le iau ceva mai devreme, să fie fragede și bune. Și tot ce culeg de aici o să pun în borcane. Fac o conservă foarte bună cu mai multe legume și o folosesc în mai multe feluri iarna. V-am lăsat anul trecut rețeta, o găsiți și în descriere, așa cum spuneam. În continuare, ardeii. Ardeii pe care încă nu i-am cules, totu-i roșu aici. I-am lăsat să se coacă bine, pentru că la rândul meu vreau să-i coc și eu pe jar, pe plită, și ne plac foarte mult când sunt bine copți. Parcă-s mai gustoși decât cei verzi. O producție foarte frumoasă de ardei, ureche de elefant, fructe grase, cărnoase, așa arată. Am mai și mâncat, am mai și copt din ei, am mai și cules. Da? Iar în partea asta am un hibrid, se numește Red PIF 1, care la fel este foarte productiv. A fost un răsad extraordinar de frumos, uniform. Și când i-am plantat aici, au arătat foarte bine. Cu timpul am avut ceva probleme cu fuzarioză, dar așa se întâmplă, că nu stau toată ziua cu tratamente pe ei, nici vorbă. Știți că nu tratez cu nimic chimic și chiar și tratamentele preventive care ar trebui făcute, nu am întotdeauna timp să le fac. Pe partea asta am gogoșari și ardei gras, un ardei gras pe care o să-l conserv pentru umplut. Mai am un ardei capia bulgăresc, amfora se cheamă, uitați ce frumusețe. Deci ardeii au mers foarte bine anul ăsta, aici afară și mai bine ar fi mers în solar, dar am preferat să pun în solar numai roșii și să-i las pe ei afară. Urmează să-l culeg zilele următoare și în weekend să îl coacem. Iată și Lophantus, o plantă foarte bună, plantă meliferă, și un ceai extraordinar facem din această plantă, un ceai calmant, antidepresiv. Iată și pelinul nelipsit la noi în grădină. Iar în lada asta am semănat îngrășăminte verzi. Chiar v-am arătat într-un videoclip cum am prelucrat pământul în această ladă după usturoi și morcov ce am avut aici. Și am semănat facelia cu scopul de a îmbogăți solul cu materie organică. Facelia a răsărit. Iată pe aici sunt câteva plante. Dar mai mult succes au avut de data asta toate plantele din flora spontană, buruienile, sunt de toate felurile și sunt și roșii răsărite din sămânță, dar nu-i nicio problemă. Este să fie materie organică pe care o voi toca și o voi incorpora ușor în sol. Vă voi arăta foarte curând toată procedura. Pe rândul acela am niște roșii plantate experimental. Dar despre roșii vom vorbi separat într-un videoclip, pentru că ar fi prea multe de arătat și s-ar lungi prea mult filmul ăsta. Și tot în lada asta cu roșii experimentale am și țelină. Pe un rând am țelina de rădăcină. Ia uitați ce frumusețe de țelină se întrevede aici.
E o țelină din răsad de la grădina lui Dan. Dacă sunteți în apropiere de București, nu ezitați să-l căutați pe domnul Dan de la grădina lui Dan și să luați răsaduri de la el. Și țelina de pețioli. De data asta o țelină cu pețioli gata albiți. Nu știu ce o să fie. Nu știu încă dacă voi fi mulțumită, pentru că nu prea am gustat-o. Dar până la momentul recoltării o să pot să trag niște concluzii. Ce credeți că avem aici? Varza, răsadul de varză. Eu întotdeauna țin varza cu acest tunel de plasă care să o protejeze. Zilele trecute l-am dat deoparte, am mulcit pământul cu lucernă. Asta am avut la dispoziție, o lucernă uscată, și am îngrășat pământul cu maceratul de găinați pe care l-aveam macerat încă din primăvară, deci era foarte, foarte bine macerat și văd că s-a dublat pur și simplu. Cred că și faptul că a plouat și a avut apă altfel decât apa aia pe care le-o dăm noi cu țârâita, și au început să se dezvolte foarte frumos și fără dăunători. Mai sunt așa niște urme, poate că a scăpat vreun melcișor din ăla cu cochilie mic, mic, mic de tot, așa avem noi pe aici, dar nu reprezintă un pericol major. Aici, pe partea asta, în tot stratul ăsta, am vreo 7 tufe de dovlecei, arhi suficienți. Din nou s-au făcut măricei, dar nu mă supăr deloc, pentru că cu noua rețetă cu care îi folosesc, mă bucur foarte mult de ei, chiar dacă s-au făcut așa mari. O găsiți în descriere și chiar ultimul film postat pe canal, înainte de asta. Deci aici sunt dovleceii, iar în rândul următor, să vedeți ce frumos am aliniat niște roșii care au răsărit singure într-un colț din grădină. Cred că a căzut acolo o roșioară din cele de ghiveci pe care le-am avut într-un an și le-am pus aici, după cum vedeți, sunt multe etichete. Fac un experiment și sper să am niște rezultate pe care să pot să vi le împărtășesc la momentul potrivit. Am mai pus în găurile astea de la bolțari niște răsaduri de salată. Am repicat pur și simplu din prima ladă pe care v-am arătat-o. Am pe mijloc morcov pe care urmează să îi recoltez la sfârșitul toamnei și încă un rând de mangold, pentru că ăsta crește foarte, foarte bine pe vremea asta și ne este foarte util. Îl folosim pe post de spanac și v-am spus, îl mănâncă și găinile foarte, foarte bine. Am ajuns și la parcelă. Grădina mea e o grădină de om normal, care mai are și alte ocupații decât să stea toată ziua în grădină. După cum vedeți, sunt multe buruieni, chiar poate prea multe. Aici, pe primul rând, nu se mai vede nimic. Au fost cartofii și încă mai sunt cartofii în pământ. Pentru că a plouat, nu i-am putut scoate, dar foarte curând o să-i scoatem. Plantele s-au uscat deja, au fost atacate și de colorado și au mai ronțăit ce a mai fost de ronțăit. Și ce vreau să vă spun, este foarte important, după ce recoltăm cartofii, vom semăna imediat îngrășăminte verzi. Trebuie să aducem un aport de materie organică permanent în sol. Tot ce consumăm din sol trebuie să aducem înapoi. Este o regulă de bază în agricultura organică și putem să semănăm muștar, facelia, ovăz, lupin, hrișcă, chiar și alte cereale. Am semănat grâu în combinație cu măzăriche și cu muștar. A fost o combinație foarte bună, muștarul s-a topit pe timpul iernii, celelalte au rămas până în primăvară și am cosit un material foarte bun pentru mulcire și am lăsat rădăcinile în sol, s-au descompus și pământul a devenit foarte afunat. Cam asta este procedura pentru toate terenurile care rămân libere și ați văzut la mine pe canal, dacă urmăriți, dacă sunteți abonați,
mai multe videoclipuri în care am arătat cum procedez cu îngrășămintele verzi. Dacă nu, vă invit să vă abonați sau să le căutați în playlist-uri, o să las în descriere toate detaliile. Vinetele au mers bine, bine, bine de tot anul ăsta. Am niște vinete Cana F1, chiar foarte mulțumită sunt de ele, că mereu am cules vinete și v-am arătat în filmul acela pus recent pe canal că am găsit o soluție să le înmulțesc. Ce mă deranjează e că gândacul de Colorado care mi-a terminat cartofii s-a retras acum pe vinete și mereu strâng Colorado. Mi-a terminat cartofii în perioada cât am fost și noi plecați un pic într-o mică vacanță. Da, nu i-am mai găsit. I-am tot cules cu mâna, nu prea am stropit cu nimic, am zis las că fac eu față la un rând de cartofi, nu o să mi termine. În schimb, când se apucă nebunii ăștia să mănânce, uite cât sunt de mulți, mănâncă și nu mai lasă nimic în urma lor. Va trebui să iau măsuri, să strâng toți gândacii ăștia de pe aici, pentru că ar fi păcat să nu se mai coacă vinete în continuare. Ia uitați ce frumoase sunt astea verzi! Așa le-am cumpărat ca vinete verzi de la o firmă bulgărească. Este un soi bulgăresc. Sunt dulci, bune, moi. Ia uitați-vă cât a crescut fasolea asta. E posibil așa ceva? Doamne, e o fasole din aia cu boabe imense, cât buricul degetului mare, niște boabe foarte frumos colorate. Iar acum o să dau repede plasa asta de umbrire jos, că nu o să mai fie chiar atâta soare cât să pârlească fasolea și să pot intra puțin la ea să văd ce e aici, că nu prea am băgat tot seama. În afară de a o uda, n-am făcut mare lucru și ea și-a făcut de cap în schimb. Ia uitați aici ce mă așteaptă pe mine. Noroc că m-am gândit să fac filmul ăsta. Că altfel cine știe când ajungeam eu să văd fasolea. Și... opa! Ia uite ce avem aici. Și-a dat drumul exact în mâna mea. O să mă împut acum, doamna ploșniță. Văd că sunt și pui de-a ei pe aici. Bineînțeles că sunt. Este fasole aurie de Bacău. Dacă suntem noi aici lângă Bacău, e normal să mâncăm fasole aurie de Bacău. Mai avem și niște afide. Am și o ploșniță aici în pumn. O să îi dau drumul în apă cu săpun. Este cea mai bună soluție să scuturăm ploșnițele. Uite încă una. Op. În apă cu săpun și mor imediat. La fasolea asta mare bambă, întotdeauna am observat un lucru. Foarte puține flori leagă. Foarte puține. Uitați aici câtă acrenguță cu inflorescențe, din care practic nu am nicio păstaie. Am o păstaie pe o altă rămurică, mai am una acolo. Am și foarte mari, formate de mult. Ia uitați ce păstăi imense, dar nu știu, poate din cauza curenților, din cauza vântului, nu înțeleg de ce leagă atât de puțin. Am avut producție, nu e primul an în care pun această fasole, dar senzația mea este că leagă mult prea puțin față de câte flori face. La voi se întâmplă treaba asta? Aveți vreo soluție pentru problema asta cu legarea florilor la fasole? Vă rog să-mi spuneți în comentarii. Buburuzele la datorie. Unde sunt afide, sunt și buburuze, din fericire. Nu ducem lipsă pentru că, dacă știți, eu le cresc în casă iarna. Vă las videoclipul despre asta în descriere. Nu sunt exagerat de multe afide, dar totuși va trebui să fac o stropire în toată grădina, așa cum fac periodic, cu ulei de nim și săpun de potasiu, care ajută la ținerea sub control a insectelor dăunătoare. Cam asta e. Tocmai bună de o mâncare și mergem mai departe.
ce vreau să vă mai arăt tot aici pe parcelă sunt ardei ăștia Christmas Bell, clopoțel de Crăciun, foarte, foarte frumoși, pe care noi îi cultivăm în fiecare an. Pun câteva tufe, așa cum am și aici. Nu vă uitați stânga-dreapta la roșii, că vă vine să plângeți. Vom vorbi despre roșii într-un film separat. Deci, acești ardei, și nu numai aceștia, ci toți, vor trebui cârniți. Adică, uite, vedem că pe vârfuri sunt deja formate fructe. Pur și simplu trebuie să rup acest vârf și să-i las să se dezvolte în continuare, să-și crească fructele care sunt deja formate, da? Deci nu mai au timp să formeze alte fructe, la fel trebuie să procedăm cu toți ardeii pe care îi avem în grădină. Pentru că altfel vor fi foarte multe fructe mici, mici și mai mici și nu se vor coace, nu vor ajunge la niște dimensiuni satisfăcătoare. Cu toate că pe parcelă a fost dezastru la roșii, ardeii n-au nicio problemă. După cum se vede, le-a mers foarte bine, nici măcar ardeiul capia, care a ajuns și el aici întâmplător, nu are probleme, așa cum are roșia asta de alături. Merele se coc și ele. Anul ăsta au avut foarte multe flori și au legat aproape toate. A fost vreme favorabilă și au fost niște ciorchini atât de bogați cum n-am văzut niciodată la merii ăștia. Și ce să vă spun, nu i-am prea stropit. Am dat odată cu polisulfură de calciu, stropirile de iarnă le-am făcut cu ulei horticol și cu piatră vânătă, dar cam atât. Ce ne-am mai luptat noi cu soluții bio în perioada în care au fost afidele? Suntem foarte mulțumiți. Într-adevăr, afidele fac daune destul de mari la pomii tineri. Cât au fost tineri, acești pomi au fost pe mâna unui specialist care i-a și palisat pe spalieri, care venea și îi stropea periodic, convențional. Dar după ce am dat spalierii jos, i-am preluat și am trecut pe stropiri agreate în agricultura ecologică, dar și astea foarte puține, pentru că nu prea avem timp să ne ocupăm de ei așa cum ar trebui ca să fie mai bine. Ce e important acum este să îi udăm bine, să fie bine udați. Noi am mai dat ceva apă la ei, pentru că începuseră merele să cadă foarte tare, semn că nu erau destul de bine hidratați, pentru că nu prea a plouat, n-a plouat vara asta ca în alți ani. Și sunt, uite, și acum sunt destul de multe mere pe jos. Avem ce face cu ele, v-am pus și pe canal niște rețete ce facem cu merele de pe jos. Facem, le folosim la marmelade, le folosim la mere la borcan, fără zahăr, fără conservanți. Facem și un suc foarte bun, pasteurizat în casă, dar pe care sfatul meu este să-l beți numai cu apă, în combinație cu apă plată sau apă minerală, cum vă place, pentru că altfel este o bombă glucidică și trebuie să ținem cont de asta, să adăugăm printr-o altă metodă și fibre care să ne ajute. Da, nutriționiștii ne spun tot timpul treaba asta. Perii au rodit și ei foarte bine. Iată, dragi prieteni, că se poate să avem fructe și fără să le stropim cu chimicale. Fructe pe care le mâncăm direct din pom fără nicio problemă. Fructe pe care le mâncăm cu încredere că nu au nimic toxic rămas în ele. Și nici nu muncim prea mult, nici nu dăm banii pe chimicale să stropim. Iată și gutuiile. Gutuiile sunt fructele mele de toamnă preferate. Ia uite ce frumoase s-au făcut. Au început să cadă, le culegem și le ținem să se coacă, dar mai e până la vremea lor, trebuie să le mai lăsăm puțin. Au început să se coacă și prunele, încă nu sunt bune de conservat, așteptăm să se mai coacă, să fie mai moi, mai dulci, pentru a le putea pune la borcan, așa, fără apă, fără zahăr, fără conservanți,
cum am lăsat această rețetă extraordinară, pe care am primit-o și eu la rândul meu de la un domn, imaginați-vă, un domn la care am stat în gazdă într-o vacanță în Odorheiu Secuiesc. Și dânsul mi-a spus rețeta, eu am aplicat-o în câțiva ani la rând, am fost foarte mulțumită și am împărtășit-o cu voi acum vreo 2 ani. Am primit feedback foarte bun pentru această rețetă și... Hai, gata, te-am prins! Dacă sunteți pe telefon, dați acum click pe titlul acestui videoclip și veți găsi acolo descrierea. În descriere, toate filmele despre care am vorbit în acest videoclip vor fi înșirate și puteți da click pe cel pe care doriți să îl revedeți. Iar aici pe ecran las rețeta de prune la borcan fără apă, fără zahăr, fără conservanți. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!